Economia României a crescut în primul trimestru din 2014. Nu o spun eu, o spune statistica. A spus-o la mijlocul lunii mai, într-un anunț din piață care a fost primit și cu pesimism și cu optimism. În publicitate se simte o creștere a economiei? Dacă ne uităm la cifre, deocamdată nu se simte o creștere a economiei în publicitate. E chiar o ușoară scădere. Estimările pentru anul ăsta, în schimb, sunt pe piață constantă sau ușoară creștere. Depinde foarte mult ce o să se întâmple, de ce o să se întâmple în toamnă. În toamnă, probabil că televiziunile or să fie foarte aglomerate și or să intre în acțiune acele taxe de programe premium și asta e posibil să ducă piața un pic în creștere, dar nu semnificativ oricum. Spuneai că e o ușoară scădere, se percepe o ușoară scădere în piață în prima jumătate a anului. Da, în prima jumătate a anului. Așa se întâmplă de obicei. Adică în ultimii trei ani, dacă ne uităm la cheltuielile totale în piață, au fost constante. Cu toate astea, prima jumătate a fost mai slabă. Tocmai pentru că e acea atitudine mai sceptică a clienților, hai să vedem mai întâi dacă vindem, cum merge anul ăsta, și prima jumătate a anului e un pic mai slabă. Semne din partea statisticii ale autorităților, semne că s-ar îmbunătăți situația economică, cel puțin la nivel declarativ, există de anul trecut. Există de unde de acest trecut, scepticism, da, și în această prima parte a lui 2014? Experiență din ceea ce s-a întâmplat efectiv în ultimii ani. Adică există totuși industrii care au scăzut în mod constant și companiile se uită în primul rând în propriul buzunar și apoi la estimările față economice. Față de primul semestru, prima parte a anului 2013, poți să-mi spui cine a scăzut, cine o duce mai bine? Există chiar aș zice că e aceeași treabă în ultimii trei ani. Este zona de retail care crește și industria farmaceutică. Astea sunt ăștia câștigătorii. Și toți ceilalți sunt pe stagnare sau ușoară scădere. Și în zona de pe partea de canale media o duce cineva mai bine? Dacă da, ne uităm la primul trimestru al CMI, de exemplu, e practic la fel. Ei spun că sunt niște factori care influențează rezultatul lor pe publicitate în primul trimestru. Ei sunt reper pentru că au date publice. Dar așa, la nivelul întregii piețe, cum stă treaba pe canal? La nivelul întregii piețe, iarăși nu e vorba doar de anul ăsta, ci de o tendință. Televiziunea și online nu sunt câștigătorii. Sunt mulți clienți care și-au concentrat din toate punctele de vedere activitatea. Și dacă ne uităm la business-ul lor și la cum sunt organizați și la cum își investesc banii. Și se uită foarte mult la rezultate, evident. Și atunci a câștigat foarte mult televiziunea și pentru că e ieftin în România să comunici pe televiziune. Și online, sigur, e bazat pe consum. Adică este o penetrare din ce în ce mai mare. E un mediu care crește de mulți ani și acum, fiind foarte măsurabil, cel mai măsurabil, este din ce în ce mai folosit. În lume, estimările marilor grupuri de comunicare țin cont de evenimente precum alegeri, evenimente sportive, cum e Olimpiada, de exemplu. La noi s-a simțit în vreun fel? N-aș zice. Aș zice că e un impact... De ce așa un impact minor a unor evenimente mari că... care la nivel global au impact? Da, pentru că cred că la nivel global clienții folosesc foarte mult, comercializează în general toată lumea foarte mult evenimentele astea. Nu e vorba numai de audiența programului sportiv efectiv, ci de toate activitățile, activările, tot ce se întâmplă în jurul acelor evenimente. Și este totul ori 10 sau mai mult față de ce se întâmplă în România. Vine și campionatul de fotbal, campionatul mondial. Va avea
un impact în piață dincolo de TVR? Este un impact în piață dincolo de TVR. Dacă ne uităm numai la câte companii, câte branduri au făcut campanii în jurul campionatului mondial de fotbal și sunt câteva. Deci din punctul ăsta de vedere, da, există o creștere pentru că ei au început să comunice cu cel puțin o lună înainte de campionat și nu numai la TVR, ci peste tot.